Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la o nouă provocare. De data aceasta avem o problemă de geometrie în spațiu, dar de formă de tip grilă. Cu acest uh, video vom încheia și subiectul al doilea al testului pe care îl rezolvăm. Unul dintre monumentele egiptene are, are forma unei piramide patru latere regulate cu apotema de 35 de metri și înălțimea de 28 de metri. Numărul metrilor cub de piatră folosită pentru construcția piramidei a fost. Haideți să vedem uh, ce anume trebuie să calculăm pentru a găsi acest număr al metrilor cubi. Bineînțeles, este vorba despre volumul piramidei. Ne reamintim care este formula volumului unei piramide patrulatere regulate. Este vorba despre aria bazei, bază care o reprezintă un pătrat, înmulțit cu înălțimea înălțime pe care o avem deja ca și uh, dimensiune în enunțul problemei, totul împărțit la 3. Cum anume am putea să aflăm aria bazei? Aria bazei fiind pătrat, noi avem nevoie de latură, dar acest lucru nu este cunoscut. Știm însă care este lungimea apotemei. Apotema, în desenul aici schițat, este de fapt înălțimea din triunghiul isoscel pe care uh, îl avem în, uh, într-o față laterală. Așadar, uh, cunoaștem această apotemă și cunoaștem și înălțimea piramidei. Dacă luăm în secțiune acest triunghi dreptunghic, ce este format din vârful piramidei, mijlocul bazei și mijlocul uh, laturii, laterale, este vorba despre un triunghi dreptunghi, deoarece înălțimea este perpendiculară pe planul bazei și atunci este perpendiculară pe orice latură conținută din el. Vom aplica teorema lui Pitagora, cunoaștem înălțimea, adică cateta aceasta mai mare, iar cateta mică reprezintă jumătate de fapt din latură. Și cunoaștem și apotema. Haideți să vedem. Latură supra 2, pentru că este jumătate din latura bazei, este egal radical din pătratul apotemei, 35 la puterea a doua, minus pătratul înălțimii, ce reprezintă cateta cea mare, adică 28 la puterea a doua. Vom face calculele și obținem că latura supra 2, jumătatea laturii, este egal cu 21 de metri. Aici, ca de fiecare dată, v-am sfătuit să abordați uh, calculul uh, în uh, cel mai ușor mod uh, pe care îl percepeți, fie prin factor comun de în factori prim și dat factor comun, fie prin înmulțirea efectivă a celor, celor două numere. Așadar, dacă latura supra 2 este egal 21 de metri, deci latura este egal 2 ori 21, care înseamnă 42 de metri. Odată ce am obținut valoarea laturii, pătratului bazei piramidei putem afla aria acestuia și bineînțeles volumul. Vom înlocui volumul egal 42 la puterea a doua, aria unui pătrat e la puterea a doua mai departe mulțit cu înălțimea care este 28 de metri totul supra 3 efectuăm simplificările și uh, înmulțim numerele uh, rezultate și obținem un volum total de 16464 metri cubi. Ceea ce uh, ne ajută să găsim răspunsul corect la varianta D. Este un răspuns corect pe care l-am justificat și sper să fie pe înțelesul vostru. Dacă aveți întrebări, eu vi le aștept în comentarii și vă voi răspunde cu mare drag. Nu uita să te asiguri că ești abonat la canal și ai notificările activate pentru că o mulțime de alte rezolvări le-am pregătit pentru tine. Până uh, vom vedea împreună aceste rezolvări, îți urez să ai spor la teme. Pa, pa!